dimineața, Fiisus și Maria, iubiți credincioși! Suntem în duminica dinaintea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Este genealogia Domnului Iisus. Sfânta Evanghelie, am citit-o de la Matei, evanghelistul și apostolul, capitolul 1, versetele la 1 la 25. Poate ni s-a părut puțin ca monotonă această descriere a ascendenței Domnului nostru Iisus Hristos. Din șir lung, lung de generații prin care dumnezeirea a așteptat ca fiului să îi se găsească o mamă din care să se poată întrupa, o mamă care să fie perfectă, atât din punct de vedere biologic, cât mai ales spiritual. De-a lungul veacurilor, evreii trăind în mijlocul atâtor neamuri primitive, decăzute, idolatre, și-au format o exigență nemai întâlnită în ceea ce privește puritatea rasială, verificabilă nu numai într-un timp prezent, ci și într-un trecut cât mai îndepărtat. Poporul evreu era foarte exigent în ceea ce privește originea curată a celui așteptat, Mesia, a celui izbăvitor promis în Geneză, chiar de Domnul Dumnezeu, protopărinților Adam și Eva. Devenirea lui Mesia, au scris profeții cu surprinzătoare amănunte. Poate că niciuna dintre sărbătorile creștine nu s-a încărcat cu iubite semnificații de familie, așa cum este Crăciunul, care îi cheamă la o caldă întâlnire pe copii, părinți, bunici, prieteni dragi, rudeni. Sfinții părinți au socotit că este bine ca astăzi, înainte de Crăciun, în această duminică, să fie subliniată umanitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi am învățat din catehism și ne-am însușit și în logica adevărului că Iisus Hristos, a doua persoană divină din Preasfânta Treime, s-a întrupat într-un chip sublim de la Spiritul Sfânt și s-a născut din Fecioara Maria. Domnul nostru, o singură persoană, în momentul venirii printre oameni, avea două firi, firea divină și firea umană. Pentru că oamenii l-au văzut ca om, pe timpul nașterii și apoi creșterii, timp de 33 de ani, au fost mulți smintiți că nu și-au închipuit că Dumnezeu, Mesia, e în chipul unui om. Pentru aceasta, Sfinții Părinți și Evangheliștii ne relatează, scoțând în evidență umanitatea, deci și firea, Iisus Hrist, firea pământeană. Iisus Hristos, deci, este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Sfântul Apostol Pavel, în scrisoarea către evrei, capitolul 2, versetul 16, spune: într-adevăr, El nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram, arătând că Mesia nu a fost înger,
dar nici nu numai Dumnezeu. Dumnezeu nu a voit să mântuiască lumea printr-un înger. Nu a voit de asemenea să mântuiască lumea numai prin Fiul doar ca Dumnezeu, ci a dorit ca acesta să ia asupra sa firea cea omenească încărcată de păcate, să se întrupeze, să devină rob asemenea nouă. Adică să devină rob făcându-se asemenea cu omul întru toate, în afară de păcat. Evanghelia de astăzi ne arată așadar, prin aceste 14 generații, arătând fiecare naștere din cine a fost, de la Avram și până la Maria. Evanghelia ne arată că Iisus Hristos, așadar, este și om. Astfel ni se arată concret care sunt strămoșii lui, ai săi, că provine din neamul lui Avram, Isaac, Iacob, David, Solomon și ceilalți. Pericopa Evangheliei de astăzi ne numără toate aceste neamuri ale Domnului pentru a ne convinge că El a fost și om. Deopotrivă, ca om și Dumnezeu, a pătimit, a fost răstignit, a murit și a înviat. De fapt, El fiind o singură persoană, persoana a doua, a pătimit în firea sa umană. Iisus s-a născut dintr-un neam anume, așa cum și noi ne tragem dintr-un neam anume. Avem strămoși, părinți, bunici, părinți și la rândul nostru copii, nepoți, strănepoți. Dumnezeu a creat un singur cuplu de oameni din care ne-am născut apoi toți. Iar toți suntem copiii aceluiași Părinte Creator. Dumnezeu adaugă puterea sa și darul său la creare și la înființarea fiecărui suflet, însă în bună măsură și fiecare dintre noi moștenim pe înaintașii noștri. Pe linie genealogică, aceasta este o realitate. Copiii seamănă cu părinții și bunicii lor, nu numai fizic, ci și spiritual. Moștenesc darul sufletești ale părinților, ale bunicilor, ale străbunicilor. Copiii poartă, deci descendența, poartă în ei atât frumusețea, cât și slăbiciunea sau urâțenia, să zicem așa, fizică și spirituală, cât și predispozițiile sau efectele păcatelor, dar și ale virtuților înaintașilor. Un suflet curat sau un suflet întinat din strămoșii noștri contribuie sau au contribuit deopotrivă la curățirea ori la întinarea sufletelor descendenței a noastră. Acesta este un important motiv pentru noi, un plus motiv pentru noi ca părinți să fim responsabili față de propria noastră viață, să luăm aminte că relele
pe care le săvârșim, viața noastră, dacă ar fi dezordonată, necredința noastră afectează sănătatea fizică și spirituală a copiilor noștri. Dar și cele bune săvârșite de noi, părinții, în numele Domnului, calitățile noastre sufletești, virtuțile noastre spirituale, viața noastră ordonată, credința autentică, lupta noastră sinceră, faptele de credință după voia Domnului, se duce sau afectează, mai corect să spunem așa, coboară în gen prin noi spre copiii noștri, binecuvântându-i, vorbind de lucruri minunate ale părinților, și din copii, la rândul lor, urmașilor, înspre binele lor. O viață frumoasă a copiilor noștri, o responsabilitate deosebită. Evanghelia de astăzi ne arată cu amănunte acest lucru, ca să vedem clar că Iisus este dintr-o succesiune de nașteri, generații. Domnul a căutat pentru mama să fie astfel purificate toate generațiile, ca Maria să fie o mamă perfectă. Ne bucurăm din toată inima pentru acest lucru care a fost în sufletul și în inima Preasfintei Treimi, dar și a lui Iisus Hristos, Domnul. Iisus nu s-a născut pe pământ pentru sine însuși, ci s-a întrupat pentru toți oamenii, pentru mântuirea întregului neam omenesc. Sunt scrise și atenționări, vorbim de genealogie, de purificare arborelui genealogic, sunt scrise multe cărți despre copiii care poartă în ei o vină a părinților lor. Sunt pe tema aceasta, pe ideea aceasta, multe întrebări, să zic, sau sunt întrebări, cum ar fi de ce copiii trebuie ca să fie pedepsiți pentru păcatele părinților sau a bunicilor sau a străbunicilor. Aici trebuie clarificat un amănunt, și anume, Dumnezeu este drept și pedepsește păcatul personal făcut de cineva. Deci copiii nu poartă pedeapsă, nu sunt pedepsiți pentru păcatul comis de părinți sau bunici sau străbunici. Dar păcatele părinților, bunicilor sau străbunicilor, înaintașilor, împătează sau murdăresc întreaga ființă, spirit, trup. Iar prin genă sau prin partea genetică, nu intrăm în detalii, ARN, ADN, etc., coboară spre genă, pe genă, spre descendență, lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Inclusiv boli, care se duc tot genetic, se duc de la un bunic care are un diabet și care îl transmite mai jos. Aceasta este o consecință. Bunicul a avut de la, sau l-a primit de mai sus. Deci, copiii nu sunt pedepsiți pentru păcatele părinților, dar ei au o consecință
efecte ale păcatelor părinților. Dau un exemplu și mai concret sau... După cum am văzut noi și în părțile bune, încep cu acestea. Am văzut că într-o familie sau în câteva generații, copiii nu numai că seamănă fizic, dar, o expresie populară, poate fi pusă și la bine și la rău. O, tot ești maică ta, tot ești taică tău, poți să spui ca la bine. Tot ești vai, tot așa gingaș, drăguț, ești ca și maică ta. Uite ce comportament frumos ai, cum este și tăticul. Sau alții care fac greșeli, copilul ăsta tot seamănă cu mama ta. Un reproș. Sau cu tatăl tău. Și ăla a fost, vai de capul lui, un tântălău ca și tine. Vedeți? Nu e corectă, nu e corect să se facă așa ceva, dar este reală. Deci se poate vedea dacă un tată, o mamă are ceva frumos, se duce în jos. Generații care au fost mama, tata, cântăreți, cu șanse mari s-au dus spre copii, gena muzicală. Dacă au fost pictori, gena aceasta a coborât. Deci, nu numai lucrurile bune, se duc și lucrurile rele în jos, de la părinți înspre copii. Ultimul exemplu legat de aceasta, nu prea îmi place să spun, dar îl spun. De exemplu, când soț-soție, e posibil să fie amândoi pătimași. Obiceiul de a bea împreună, soțul cu soția, și concep în dragostea lor, în acele ceasuri, minute, în care amândoi sunt beți, turtă, este 99,99% că transmit starea negativă a beției, care implică mintea, spiritul, sufletul și trupul, în concepere se duce spre copil. Dovedit științific din toate planurile. Mergem mai departe și ne bucurăm de faptul că fiecare suntem datori să avem grijă de copiii noștri, de descendența noastră, să ne vindecăm propriul arbore genealogic prin fapte de credință, împlinind cât mai fidel voia și porunca lui Dumnezeu. Nu este o joacă că după ce am conceput un copil sub păcate, sub blesteme, sub rele, și copiii vedem că au prins deja, este o lucrare de purificare enorm de grea, pentru că sunt implicați și demoni. Să trimitem așadar bagaj genetic copiilor noștri, un bagaj bun, un bagaj de care ei să se bucure că l-au primit de la părinții care s-au gândit cu dragoste la ei. Să ne păzim ca părinți curați, frumoși, demni în fața Domnului, pentru ca copiii noștri să poarte o genă bună. Ne încredințăm pentru cei tineri, dar și noi, viața noastră, Domnului Dumnezeu și prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria. Pentru ca tot ceea ce am spus aici, în această omilie, să punem la suflet. Ne-am folosit de arborele genealogic al Domnului nostru Iisus Hristos sau genealogia Domnului Iisus, văzând astfel că Iisus
a doua persoană dumnezeiască este și în fire divină și în fire umană. Este Fiul omului, deci este om și Dumnezeu, suferind ca om pe cruce din iubire pentru noi.